Blocarea conturilor primăriei Glogova atrage după sine și multe alte probleme. 55 de persoane beneficiare ale ajutorului social din localitate au ajuns să trăiască de pe o zi pe alta, pentru că de o lună primăria nu le-a mai putut da banii. Acest ajutor reprezintă singura lor sursă de venit. Ați primit ajutorul social pe luna octombrie? Nu. Când trebuia să primiți banii? 8. Și? I-ați luat? Nu. De ce? Nu. Cum vă descurcați în aceste condiții? Rău. Aveți alte surse de venit? Nu. Trăiți doar din banii de ajutor social? Da. Cu ce trăi? Este singura sursă de venit? Și nu aveți cu ce să vă descurcați? Nu am, pentru că stau singur. Nu aveți alți bani, nu aveți de unde să mai faceți rost de... Trăiți doar din ajutorul social? Da. Ce veți face? Cum vă descurcați? Greu. Și lista problemelor nu se încheie. Reprezentanții primăriei Glogova susțin că riscă să le fie sistată și furnizarea utilităților pentru neplata facturilor. Distribuitorul de energie electrică a sistat deja alimentarea cu energie pentru iluminatul public. Deocamdată nu putem să achităm energie electrică și alte facturi care vor urma. Deci până nu se deblochează conturile. Utilitățile. Nu se deci nu le putem achita deocamdată pentru că nu mai avem disponibil din bugetul local, din venituri proprii. Păi avem deja asistat, iluminatul public nu mai funcționează. Deci este asistat. Cine împarte, parte își face. În timp ce nimeni nu mai ia un leu de la primărie, angajații instituției nu au însă probleme cu salariile. Oamenii își primesc banii la timp din bugetul propriu al primăriei și spun că acesta este prea mic pentru a mai da și altora.